spune ceva, coreograf, fostă balerină, făceam cu ea mișcare scenică la școală, la facultate și ne-a zis un lucru la un moment dat, dragi copii, să știți că în viață veți fi întrebați ce știți să faceți în afară de cântat. Și într-adevăr, așa, deci trebuie tot timpul, fiind o supraofertă de cultură în orașele mari, în la Lugoși, trebuie tot timpul să bătăm lucruri noi. Aveți vreo idee, Adriana, o trăznaie ceva? Vai de mine, cum să nu? Da, cum să nu? Păi uite, clasic meets jazz, meets... Asta, de ce nu? Da, te rog. Vă spune ceva numele de Madalina Ene? Da, pianistă. Pianistă, da. Da. Și unde ce face unde... Dar spune și acum, și ai prins în trusele de proiectele... Să... Cam ce vârstă ai din ei? Pe unde? 30. 30. Deci pianist profesionist. Da. După studii deja, da? Pataca a făcut, a studiat cu ea când la opera din Timișoara. Bine, noi am luat deja în perioada de pregătire, știți că au de da, super! Noi am luat deja legătura. Gheorghe Zampier. Cine? Gheorghe Zampier. Naistul? Aș putea să iau legătura cu el. Naistul? Da. Da, super. De un nume foarte fain. Avem deocamdată pe Andreea la Nai, dar Gheorghe Zampier aici e puțin delicat. Trebuie să vedem, să ajungem prima dată din spate la artiști, ca să aflăm, ca să aflăm ce vezi de onorarii practică, sigur că da. Și dacă, când aveți în minte așa ceva, poate aveți și sponsorul, sau cât de cât, atunci e ideal. Am când... o cale super. De ajunge la el și da, da, deci vă dați seama că ar fi deosebit pentru lucru și ar avea public, clar, doritor, și așa mai departe. Avem pe Facebook, avem? Da. Avem pagina Entuziasmos. O să vă trimitem, o să facem zilele astea, nu? Există și un site. Și atunci, acolo, vă rog, cu toate ideile toate. Deci suntem toate trei administratori, putem intra, putem citi mesajele noastre și tot ce aveți în plan, ne scrieți. Pentru că, vorbeam cu Ana pe drum, în noiembrie, cel târziu, trebuie să facem proiectul pentru anul viitor. Și anul viitor să facem. Deci arată bine anul ăsta. Arată, într-un fel. Dar anul viitor se poate și mai mare. Da? Să vedem și data, cum arată dacă Lugoșul va mușca bine 1-15 august, sau va trebui... La anul avem vedem. În perioada aia festivalul de folclor. Uite. Deci... Da, se poate schimba perioada. Cui? A noastră. A noi suntem flexibile. Eu aș zice mai bine ar fi septembrie. Exact. Septembrie, noi încercăm, sigur, deci, am încercat așa. Augustul e... Cam mort. Da, în sens, aici... începe până se termine cu ruga și, da, va fi... Domnul director, dar aici v-a explicat, Aura, ce am simțit. Da. Colaborarea da. Ei cu festivalul de la Oravița da, și da, altele actuale colaborări. Anul ăsta. Sigur. Anul acesta, că știam că nu e festivalul. Anul ăsta avem vă mai teatru mai... și... Da, din cauza asta mai ceva întrebări? Diana, haide că tu ești... Și Diana... soliști a fost pe parcursul anului prezent aici, a mai ținut așa o flacă. Da. Atențiune! Tot ce face doamna Simona separat, este separat. Altă treabă. E altă treabă. Deci să nu amestecați niciodată entuziasmus, ceea ce înseamnă noi trei și noi cei încă 20, promotor, care fi și altceva. Ce mai face Simona e treaba ei, ce mai fac eu, sau ce... Oana are alte treburi în... În Timișoara face, da? Deci doar entuziasmul. Dar spuneam că a fost prezentă și actant. Nu altceva. Da, sigur. Ok? Vă rog, mai aveți vreo curiozitate, ceva? Am putea să prindem și pe... Avem un caricaturist foarte bun aici. Să facă niște... Pe CRIV. Pentru ediția asta, să-l invitați? Da, da, uai, ar fi super. Și atunci... Da. Ar veni, chiar da. Ar veni. Da, ar veni și dumneavoastră i-ați face... I-ați promova creațiile în presă. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Grozav. Așa, nu știu, Diana, mama face o tavă de prăjituri, mama pentru 30 iulie? Face dacă trebuie. Și mama face, și ok, deci cu din astea mici să ne facem că-i bine, ok? Nu e vorba de neapărat financiar, că nu știu ce cost, dar nici eu nu sunt vicepută, nici... Mă rog, mama, mă rog, cu mama. Bun, să mergem să bem suc.